Bună seara tuturor, bun găsit la subiectul zilei. Sunt Oana Olaru și vă prezint astăzi din nou o ediție specială a emisiunii dedicată turului al doilea al alegerilor prezidențiale, desfășurat ieri, după cum bine știți. Tot după cum probabil ați aflat până la această oră, zarurile au fost aruncate și noul președinte al României a fost ales Klaus Iohannis. El a obținut votul la 54,5% dintre români, învingându-l astfel pe contracandidatul său, Victor Ponta, care a adunat 45,5% dintre sufragii. Ca și la primul tur de scrutin al prezidențialelor, reporterii de la Gazeta de Sud și de la Alege TV au mers pe teren în județul Dolj, dar și în municipiul Craiova, pentru a vedea dacă oamenii se mobilizează și merg la vot, dar și pentru a afla ce își doresc doljenii de la noul președinte. În județul Dolj, echipele de jurnaliști au mers din nou spre Bechet, poposind la Sadova, la Dobrești și la Ghindeni. Au mers și spre Calafat, dar au ajuns și în localitățile Cârcea, Ghercești și Malumare. Vă invit să urmăriți în continuare un reportaj care dă glas vocii poporului din aceste localități în ziua celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. Revenim după aceea cu atmosfera din ziua votului la Craiova. Câți ani aveți dumneavoastră? 91. Și mai veniți la vot la vârsta asta? Da, de ce nu? De ce odată ce am dreptul la vot, Ceaușescu ne-a dat vot, să votăm dreptul, păi noi punem mâinile pe piept, până atunci. Credeți că, ce vreți dumneavoastră să reiasă din votul dumneavoastră? Ce drepturi vreți să aveți după ce veți vota? Drepturile de le aveam noi, nici popa nu ne le dă. Da. Am vrea să ne se mai mărească și nouă pensia și să dea la tinere, să le dea dreptul lor, cum era la Ceaușescu, de erau toți la servici. Păi acum fac facultăți și stau acasă, marginea șanțului. Pentru ce ați venit la vot? Păi, eu știu, pentru binele nostru. O fi binele nostru acum. Credeți că o să se schimbe ceva? Dacă vreau, eu știu ce să mai zic. Noi sperăm, da. Ce înseamnă bine pentru dumneavoastră? Ce vreți să-ți schimbe? Păi ce înseamnă? Mamă, eu ce să vă spun? Că n-am pensie, n-am ajutor, n-am tichet de alimente, n-am făcut 5 copii și trebuia să stea unul să vadă de ei. Da, Verica. Copiii lucrează? Păi de unde? Lucrează. Deci trebuie și locuri de muncă pentru păi tineri? Trebuie locuri de muncă. Și nouă pensii, și nouă mai mărite, care are, care n-are. Sunt președinta secției de votare, numărul 333, Comuna Dobrești, satul Toceni. Mă numesc Hârzoiu Elena. Câți votanți aveți pe lista permanentă? Pe lista permanentă avem un număr de 533. Dar pe lista suplimentară câți au votat până la acest moment? Până la această oră avem un număr de 21 de votanți. Pe lista suplimentară. De ce au venit să voteze pe lista suplimentară? De unde sunt aceste persoane? Aceste persoane sunt persoane care nu au domiciliu în Comuna Dobrești, precum și membrii secției de votare care nu locuiesc în această secție de votare. Adică sunt din afara localității și sunt în trecere sau au ajuns pe aici din întâmplare? Da, da. Sunt în trecere. Și au ajuns a venit la această secție de votare, depunând declarație pe proprie răspundere și tineri cu buletine mai votat. Și tineri cu buletine de oraș care au venit la părinți. A venit domnul să votați acasă? Da! De ce? De ce? Păi am piciorul frânt. Am înțeles. De gips. Am înțeles. Și pentru ce votați? Pentru cine vrea dumneavoastră, pentru aia votăm. Păi pentru dumneavoastră, pentru ce pentru votați, noi, la ce vă gândiți noi votați? Noi votăm pe hârtie. Ce vă așteptați? Ce așteptări aveți după ce o să toate se bine, președinte? Toate bine. Ați votat? Da. De ce ați venit astăzi la vot? Am venit să aleg un președinte. Ce așteptări aveți de la nou președinte? Nu prea mari. Nu prea mari, nici de la unul, nici de la celălalt. Dar totuși am venit. Adică ați vrut să nu, exact, să nu am să pună ștampila altul în locul dumneavoastră? Exact, da. Da, pentru asta. Și ce vă doriți? Locuri de muncă, pensii exact mai mari? Ce asta, vă doriți locuri dumneavoastră? Locuri de muncă, atâta. Asta vrem noi la țară. Pentru că nu avem unde lucra. Asta ne dorim cel mai mult. Dar nu am văzut de la niciunul.
și în dezbateri i-am urmărit pe amândoi, nici măcar n-a spus unul despre locuri de muncă, că ni se dă, că nimic. Suntem la secția de votare. 466, Gheța, Salova Gheța. Câți votanți aveți pe lista permanentă? Pe listele permanente? Pe listele permanente avem un număr de 1191 de votanți. Iar pe listele suplimentare, câți au votat până pe în acest moment? Pe listele suplimentare doar 11 persoane. Comisia de votare și câteva persoane care au fost în trecere. Suntem la secția de votare. Numărul 465 sau 2. Câți votanți aveți pe listele permanente? Pe listele permanente avem un număr de 541 de votanți. De votanți. Dar pe listele suplimentare au fost persoane care au votat până la acest moment? Până la acest moment pe listele suplimentare sunt un număr de 16 persoane. Cum au motivat respectiv? Nu au domiciliu în localitatea respectivă și cei care sunt în secție acum nu sunt membri. Membri, da. Iar membri. Restul sunt în trecere sau nu da, sunt în vizită? Ce s-a întâmplat cu ei? Sunt de aceea în localitate care au domiciliu în localitate. Ați venit la vot? Da, dragă mea. Și pentru ce votați? Stai pe loc. Păi pentru ce trebuie? Un om mai bun, mai calculat, mai disciplinat, nu ca ăștia de-au fost. Și credeți că vom avea la ceva mai bun? Păi eu știu, zic că vom avea și mai bun. Vorbesc aici de lui. Vom avea să dea Dumnezeu să avem, că așa nu mai venim la vot. Dacă nici anul ăsta nu se rezolvă nimica. Copiii tineri stau acasă să duc în alte țări. Câți oameni s-au prezentat până la ora actuală la urnele de votare? Până în prezent 436. Din trecare, 14 au votat cu urna mobilă și 65 în tranzit. Adică cei care nu au domiciliu pe raza comunei, inclusiv eu care am domiciliu în Sadova și încă doi membri de aici. De unde vin oamenii care votează pe listele suplimentare? Din PIS de aici, din secția de votare, însă au domiciliu și în Craiova. Și vin la părinți. Deci din PIS. Din alte părți n-am avut din Craiova, din Dăbule. N-am avut niciun caz. Totalul de persoane din comună care este? Din secția de votare, 1994. Deci și din au secție. Venit 436. Acum. Ați văzut că am afișat afară. Spuneți-ne de afișele care sunt pe gardul... Cunosc chestiunea, am sesizat acum două săptămâni când a fost primul tur. Toate afișele au dispărut de aproximativ 500 de metri. Însă șeful biroului poliției orașului Becher mi-a spus că numai afișele care sunt pe pereții secției de votare sau secției de votare. Nu avem treabă cu gardul sau cu magazinele învecinate. M-am conformat dispozițiilor șefului poliției. Sunt mulți oameni care votează la urnele de votare, adică se ducă oameni la ei acasă să voteze? Da, nu mai merg de acum înainte, s-au făcut cerere până seara la ora 20 și au fost 14 cazuri. 14 cazuri. Care au votat deja? Au votat, după aceea este sfârșită, sunt buletine acolo. Pentru ce ai votat? Ce așteptări ai tu de la nou președinte? Nu știu, aș avea așteptări să schimbe o Românie, să ofere multe locuri de muncă tinerilor, să le acorde încredere și nu știu. Cred că viitorul președinte pe care ți-l dorești tu poate să ofere ceea ce vrei? Da, sunt sigur de asta. Am în secția de votare. 355 de lei. Câți votanți aveți pe listele permanente? 1527. Aveți un procent de vot până la acest moment? Undeva la 50%. 50%. Dar pe listele suplimentare? Sunt 160 de persoane care au votat până la acest. De unde? Din toate localitățile, cu mulți, Craiova, sunt și din Nord, sunt și din Hunedoara, am avut și din Reșița. Păi cum au ajuns aici? Nu, nu știu pe cum au fost aduși sau cum au ajuns cu mai departe. Am văzut și persoane, văd și persoane bătrâne care... Sunt și persoane de diferite vârste, nu? Nu mai tineri care... Sunt în trecere? Mai sunt și... și persoane care sunt indiveni, dar nu au buletine pe Craiova, dar procentajul mare nu e acesta. Procentajul sunt veniți din altă parte. Ne chiar cunoscut. Din alte localități ale Dolșului, ziceți dumneavoastră. Da. Persoane necunoscute, care nu au până acum niciodată. Și nu v-ați întrebat așa din curiozitate de ce au drum pe aici? În drum, sunt în trecere. Toată lumea e în trecere astăzi cu indiveni. Ce vreți de la noul președinte? Ce vreți să vi se ofere? În primul rând, toate instituțiile statului să meargă, să nu mai fie corupți
Și să ajute tineretul ăsta să ne ofere locuri de muncă. Credeți că președintele pe care vă spune astăzi ștampila va schimba ceva? Eu sper că da. Ce trebuie să se schimbe pentru tineri, să spunem? Tot sistemul. În primul rând, la învățământ până la ultimul profesor. Au toți conștiință de comuniști. Nu li se va schimba până nu vine tineretul la putere să le arate, să le dea o lecție. De ce ați venit astăzi la vot? Bună ziua! Pentru o schimbare. Ce vreți să se schimbe? Clasa politică, în primul rând. Dar nu putem. Acum votăm președintele. Președintele nu are mare putere. Are parlamentul, guvernul. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la nou președinte? Așteptările sunt multe. Toată lumea speră să fie mai bine. Asta sperăm și noi. Ce înseamnă mai bine pentru dumneavoastră, pentru tineri, pentru bătrâni? Pentru tineri mai multe locuri de muncă, taxe mai puține, scăderea impozitelor. Asta trebuie. Creșterea economiei, locuri de muncă mai multe, mai ales pentru tineri. Că vedeți, la țară sunt numai bătrâni. Doar în weekend-uri și când sunt vacanțe, atunci să mai animă puțin comunele astea. În rest, să votez să fac o schimbare. Ce vrei să se schimbe? Până mai bine, cred. Acum nu știu. Să le dea la copii ăștia servici. La noi pensie. Față de ce a fost înainte, mă gândesc că are altă gândire. Ce crezi că va schimba noul președinte care va fi ales? În primul rând pentru noi locuri mai multe de muncă și pentru ăștia îi bătrân pensia cât de cât să supraviețuiască și problema tinerilor ar fi locurile de muncă care ar trebui Da, prima și care sunt în liceu și nu le place să... Școala se face la plăticele, cum erau înainte. Ce așteptări aveți de la noul președinte? Păi, așteptări, nu știu ce să zic, ați prins surprindere. Nu știu, o viață mai bună, schimbare în toate planurile și în învățământ și peste tot. Asta avem, schimbare. V-a fost greu să alegeți dintre cei doi? Nu. Mi-a fost greu. Prin ce v-a convins candidatul pe care l-ați votat? Nu știu ce să vă zic. Prin personalitatea lui, prin faptul că este un om devotat țării și, nu știu, prin tot ceea ce o să facă. Credeți că o să reușească să-și respecte toate promisiunile făcute în această campanie? Sper că da, da. Cred că, în mare parte, da. Ați s-a părut faptul că în diasporă tinerii au stat ore întregi la vot să voteze și n-au avut șansa? V-a impresionat, nu știu, gestul lor de a-și dori să voteze și n-au avut Da, bine, acolo nici nu știu sigur ce s-a întâmplat, cum toți au reușit la acea oră să se ducă, să facă cozi interminabile la ora aia când aveau timp destul de dimineață să voteze. Nu știu. Sper că acum nu o să se mai întâmple ca în turul întâi. Ați mers astăzi la vot. Ce așteptări aveți de la noul președinte? Deci am vrea ca noul președinte să facă mult mai multe lucruri pe care nu le-au făcut ceilalți. Ca să țină, neapărat să facă ce a promis, din toate punctele de vedere. La ce vă referiți aici? Aici mă refer la chestia cu mărirea pensiilor, problemele de sănătate, problemele de învățământ, deci să aloce mai mulți bani, să se lupte pentru oameni. Cum asta am vrea. Cum vi s-a părut campania din anul ăsta? Campania din anul ăsta, după mine, cred că a fost mult mai bine pregătită și cred că oamenii o să înțeleagă mai bine ce trebuie să aleagă și ar fi bine să aleagă cele lor mai drag. Prin ce v-a convins candidatul pe care l-ați votat? Candidatul pe care l-am votat eu m-a convins prin chestii care, prin probleme pe care le-a făcut. Deci, în primul rând, relațiile naționale și internaționale. Deci, toate lucrurile care le-a făcut în Europa. Deci, a avut ieșiri. A avut astea și promisiunile pe care le-a făcut sunt adevărate și le poate înfăptui. Ce așteptări aveți de la noul președinte? Mari. Așteptări mari, sigur că mari. Da. Toată lumea când merge la vot, în principiu, sperăm să avem un tren. Ați mers și în primul tur la vot? Sigur că da. Am mers.
Ce așteptări aveți? Ce credeți că trebuie să facă? Suntem bugetari, în primul rând. Și de aici spunem totul. Cu ce v-a convins candidatul pe care o să-l votați astăzi? Ne-a promis ce... Sigur, tragi de zi cu zi să fie mai bun, oamenii să aibă salarii mai bune, că până la urmă la asta se reduce. Ce vă așteptați de la noul președinte, tocmai aici ați votat? Tată, să mărească pensia, atâta, și să fim sănătoși. Pentru tineri, pentru viitorul țării, ce vă doriți? Ce ar trebui să facă președintele? Să facă, cum să zic, dea de lucru la muncitori. Asta e principala problemă. Păi da, altceva ce să facă taică? Eu așa zic, acușa dumneavoastră ce cum credeți? Cum vi s-a părut campania asta pe care au purtat-o ei și dezbaterile pe care le-au avut? Din ce ați văzut la televizor? Da. Cine v-a convins? Cum vi s-a părut? Nici eu nu știu, taică, nu știu precis. La ce să spui eu? Da, zi, taică, eu am 70 de ani și eu nu prea le-am cu... Dar cine a rămas în ultimul acum pentru președinte? Cine se luptă? Păi... Victor Ponta și cu Claus. Așa am văzut eu la televizor. Am revenit, ați văzut cum a fost ziua turului 2 al alegerilor și trebuie să le mulțumesc reporterilor de la Gazeta de Sud și de la Alege TV pentru munca lor din această zi agitată și încărcată. Așa cum vă spuneam, următorul reportaj pe care vi-l prezint astăzi a fost realizat în municipiul Craiova. Colegii mei au mers la mai multe secții de votare din oraș și au discutat cu craioveni de toate vârstele pentru a afla ce își doresc aceștia de la viitorul președinte. Haideți să vedem materialul. Poftim? Să votăm! Ce vă așteptați de la nou președinte? Ne așteptăm la mai mult, dar acum... Să vedem ce o fi. Eu știu, să vedem ce... Deocamdată nu prezintă garanție niciunul la ora actuală. De ce? Nu prezintă. Mai mult de atât, trebuie să vă spun, nu prezintă niciunul. N-a demonstrat până acum, n-au demonstrat că poate să facă mai mult. Și totuși veți vota astăzi. Vom vota că trebuie să votăm până la urmă. Mă spuseți că asta că este. Trebuie să votăm. Nu trebuie neapărat să votăm. Dar o schimbare, am dorit ceva, deci nu mai așteptăm și noi ceva, dar nu cred că se mai poate face ceva. Care sunt principalele așteptări ale craiovenilor? Eu știu, da, un trai mai decent, nu știu, dar ce se poate face? Nu e industrie, nu mai nimic, nu se mai poate, copiii n-au unde să ducă, termină școala și stau, nu mai există industrie, nu mai exact, nimic, nu este locuri de muncă, deci în primul rând... Decent, copiii termină școala și stau acasă să... N-au unde să lucreze, s-a terminat cu industrie, cu tot, în Craiova, cel puțin suntem la pământ. Deci pentru copii așteptăm ceva și bine și pentru noi, deci mai decent să ne fie bine. Suntem să ne... Da, dar sunt, nu știu dacă se mai poate face ceva, deci la... Acum sperăm, deci noi suntem, da, sperăm să fie mai bine. Trebuie să schimbe ceva în primul rând pentru noi tineri. Ne-am săturat să plecăm în partea aia să muncim. Ați fost în străinătate? Am fost plecat și anul acesta și este greu să te duci să plătești taxe, impozite pentru alt stat. Mai bine o fac pentru al meu, dar să am unde să mă duc să muncesc. Și acum aveți loc de muncă în România? Nu. Și ce vă doriți de la noi? Foarte mult. În primul rând asta, să se ofere noi locuri de muncă pentru tineri. Știu că și cei bătrâni la o vârstă e greu să renunțe la servicii, să fie dat la o parte, dar și noi să nu avem și să facem niște școli, să le facem degeaba. Și eu am școli și mulți ca mine au școli și le avem degeaba. În țară ați lucrat vreodată? Da. Am lucrat și în țară, dar nu sunt bani destui. Să ai o familie ca tânăr, banii de aici nu s-ajung. De ce ați venit astăzi? Pentru schimbări, să vedem ce schimbări o fi. Ce vă așteptați de la viitorul președinte? Să trăim mai bine. Asta vreau. Și pensia mai mare, că sunt pensionar. Dacă se poate, nu știu. Dacă au de unde, da, domniță. Ce așteptări aveți de la noul președinte? Măcar o viață mai bună pentru cei tineri. Ce înseamnă asta? Nu știu, locuri de muncă și salarii mai mari pentru cei care lucrează, să nu mai fie nevoie să plece în altă parte. Ați plecat în străinătate? Momentan nu. Dar aveți loc de muncă în România? Da. Și ce vă mai doriți de la viitorul președinte? Nu știu, stabilitate. Și justiția să-și facă treaba. Ați mai votat până acum? Da, tot timpul. Tot timpul? Da. Prietenii noastre vin la vot, tinerii? Normal. De ce credeți?
pentru schimbare. Cum vi se pare prezența de astăzi la urne? Nu știu, aici nu e nimeni. Da. Și... Nu ați plecat acasă în zilele acestea? Nu, nu am plecat. Doriți să votați? Da, o să votez. Mergeți unde? La alături să votați? Nu o să mergem acum, mai târziu o să mergem să votăm. Dar veți vota? Da, vom vota. De ce? Pentru un viitor mai bun al României. Așteptați de la nou? Să schimbe tot ce este în România, adică să avem și noi locuri de muncă și altceva mai bun decât a fost până acum. Da, voi vota. De ce n-ați plecat acasă? Că sunt zilele astea libere? Nu am avut motive să mă duc acasă. Și de ce veți vota? Este datoria noastră civică să votăm. Ce vă așteptați de la viitorul președinte? Să rezolve unele probleme, să avem viitor mai bun. Altceva. Veți vota astăzi? Da, cu siguranță. Pentru ce votați? Pentru o Românie mai liberă, unită, pentru un viitor mai bun. Ce vă așteptați de la viitorul președinte? Nu știu, să se implice mai mult în educație. Nu știu ce să zic. Ce ar fi de schimbat la educație? Sunt multe de schimbat. De cât timp stați la coadă, domnule? De două minute. De două minute. Întâmpla să mai fie alta lumea aici, la secția? Nu, merge foarte repede. Normal. E normal. O secție pentru fiecare nu se poate face. Trebuie să fie și coadă dacă votezi și vrei să votezi. Nu e coadă, e șir popular. Ce vă doriți de la viitorul președinte? Toate bune. Pensionarii, în primul rând, să fie pe primul loc. Am revenit, ați văzut și dumneavoastră că fie ei studenți, tineri angajați, adulți sau pensionari, în general craiovenii își doresc o viață mai bună. Trebuie să vă spun că reporterii noștri au încercat să vorbească și cu mai multe persoane care se aflau la coadă, la secția de votare amenajată la gară, însă nu prea au avut succes. Acești oameni s-au dovedit a fi foarte reticenți și au refuzat din start să fie filmați și să discute cu jurnaliștii. Deși nu au existat prea multe incidente legate de procesul electoral în Dolj, a fost totuși semnalat unul destul de grav și vă invit să vedeți în continuare despre ce este vorba. Am adus televiziunea și Gazeta de Sud să vadă ce se întâmplă la noi. Un copil care e mort de 3 ani jumate este trecut pe listă în continuare la alegeri. Deci nimeni nu ia nicio măsură. L-ați mai găsit în alții? Da, în fiecare an. Ba mai mult, când le-am explicat, acum 6 luni la europarlamentare, a fost trecut, eu, ca persoană, am tăiat acea listă, nu s-a sezitat nimeni de ce am tăiat-o, Dumnezeu fiind nebun, are ceva pe suflet. Și ca să mă găsesc acum 2 săptămâni, iar pe listă, iar acum iar le trebuie pe listă. Ca să vedeți pe asta, în ce țară trăim. Cine nu-și face datoria să plătească, eu asta nu altceva, nu trebuie mie bani. Să dea cuiva la cel mai sărac om, dar cine stă pe scaunul ăla și face datoria să plătească domnul. Ați anunțat instituțiile că l-ați găsit pe listele? Pe cine să anunț? Că data trecută am întrebat un număr de telefon, ceva nu mi-a spus să dau la 112 pe drumul, dau la poliție și la salvare. Nimeni n-a vrut să-mi dea. Acum eu mi-am căutat numere de telefon, eu le-am dat telefon și eu am... Deci eu, nimeni nu a vrut să-mi dea un număr de telefon. Deci nu sunt un om nebun, sunt un om sănătos, sunt la pensie, lucrez și acum și vreau să facă dreptate. S-a semnat în locul lui? Nu știu, n-am nici... Deci eu n-am mai ales ca semn de protest, n-am ales. Dar acum 6 luni am tăiat acea listă. Acum n-am pus să le fac greu, cred că sunt nevinovați acești oameni, poate. Mă rog eu. Președintele Comisiei, nu știu în ce măsură. Cum se numea filmul? Mariensul Cătălin Ionel. Și ce s-a întâmplat cu dânsul? Am murit în Afganistan acum 3 ani jumate. Și de cât timp figurează pe listele? În fiecare an figurează pe listele. Și unde ați cerut să fie scos? Aici, i-a spus dumneavoastră, nu mai treceți pe listă, dumneavoastră. Ca semn de protest, aș spun 6 luni de zile, l-am tăiat pe listă eu. Am tăiat toată lista. Și nu s-a luat măsură. Acum 200 de ani trecut de ieri pe listă. Am zis că să nu fac greutăți și am plecat. Și dumneavoastră, dați-mi... Și astăzi l-ați găsit din nou? Acum e din nou pe listă. E trecut pe listă. Și n-am votat pe motivul ăsta. Copilul meu... Ce nu doriți să mai votați? Ce să vă spun, dacă trăim într-o minciună, nu vrem să mergem la nici cu aceeași minciună. Ce veți face acum? Veți merge la birou electoral? Nu știu. Să vedem. Pentru că trebuie să luăm o măsură cu cei vinovați. Nu trebuie să stea pe scaune să rezolve probleme. Cine se rezolvă în țara asta?
Eu aș putea să mă duc să îndemnic copilul meu. Dom'le, tăiați-mi după lista. Cel care trebuie să-și facă datoria, ce își face? De ce care își fac datoria? Asta am cerut. Nu vreau nimic. Să-și facă datoria. Și el a decedat fiind în misiune? Fiind în misiune, dar mai avea o lună până venea acasă. Practic a murit pentru țară. Da, a murit pentru țară și l-a adus. Am fost la București, mediatizat, dar la televizor treaba asta. Poftim? Când a fost atunci? În 2011, în mai. Și pe 10 mai a murit el. Ce s-a întâmplat în Afganistan? Fiind în misiune, a călcat pe un exploziv un de ceva și a explodat și a fost mort. Era singura lui misiune în care... Da, era singura, domnule, la vârsta de 28 de ani. Vă închipiți dumneavoastră că crești un copil până la 28 de ani, dumneavoastră sunteți mai aproape cu ce, cât chin am, prin ce chin am trecut. Și acum să vedeți din nou că apare unde nu trebuie. Ce veți face? Veți merge la evidența populației? Nu, trebuie să ocupe cei care trebuie, dumneavoastră. Eu cum să mă duc eu să-i spun, dumneavoastră, ștereți-mi copilul de acolo. Îi trebuiau să știe că e decedat. Da, dumneavoastră, dar nu are buletin. Pur și simplu nu mai are buletin. De unde e CNP-ul a trecut? Deci buletinul e expirat. Deci asta vreau. Deci el nu are buletin. Deci cum poți să votezi fără buletin? Dacă ești cu pe lista aici. Legătură cu domnul, cu băiatul, pe lista electorală. Alo? Da, a venit cu persoana acreditată, cu televiziuni, filmează lista electorală. Îi puteți explica dumneavoastră domnului? Eu i-am explicat care este procedura în sine. Da, deci ați vorbit cu doamna director și a rămas să o sunați pe... Da, a chemat televiziunea, sunt aici pe lângă noi. Sunt persoane acreditate. Da, am anunțat. Am zis să fie persoane... Da, să fie persoane acreditate. Okay. Haideți că mai am o legătură cu ei. Da. Înțeles. A rămas, dumneavoastră ați vorbit la evidență, mai sunați-o pe doamna director, fără documente, știți ce vi s-a explicat. Deci eu nu pot să vă spun. Spuneți-ne, vă rog, de ce există o persoană decedată pe lista electorală? Nu cred că pot să vă răspund eu, nu am lucrat eu la listele electorale. Ce puteți să faceți pentru a scoate acea persoană? Nu pot să fac nimic. Dânsul trebuie să intre în legalitate cu certificatul tradus la evidența populației. Dânsul a anunțat de mai mult timp că există fiul dânsului decedat. A anunțat în secțiile de votare, nu persoanelor abilitate, care sunt în măsură la evidența populației. Da. Eu trebuie să vă anunț, în primul rând, că dumneavoastră trebuie să observați doar procesul de votare, altceva nimic mai mult, și dacă constatați... Observăm ceea ce constatăm că este în regulă sau în regulă. Așa, puteți să constatați înscris. Aveți și calitatea de observatori. Da, constatați înscris. Deci spuneți-mi, dacă o persoană deci constatați a constatat că fiul său decedat este pe listă, ce trebuie să facă? Să meargă la evidența populației cu certificatul de deces al fiului său. Evidența populației nu are o listă cu persoanele decedate până acum? Să-l fi scos de 3 ani? Nu știu să vă răspund, nu sunt... Măsura. Vorbim în speță de cazul domnului Marinescu, ca să nu fie înțeleasă greșit toată intervenția. În primul rând vreau să iau conceputul, ca să nu fie probleme și să nu se interpreteze greșit că o instituție a primăriei sau a statului a făcut o greșeală. Domnul Marinescu Ionuț Cătălin, soldatul nostru, a decedat în străinătate. Pentru toate persoanele care decedează în străinătate, li se eliberează un certificat de deces de la locul de deces. Acel certificat de deces trebuie transcris în România la locul de naștere a decedatului. Transcrierea înseamnă eliberarea unui certificat de deces românesc în baza certificatului de deces eliberat de străinătate, da? Plus, mă rog, celelalte acte necesare. Această comunicare de deces, Direcției de Evidență a Persoanelor, nu i-a fost comunicată nici de către familia soldatului, nici de către Ministerul de Externe, nici de către Sectorul 1 București. Și cum a putut fi înmormântat? A putut fi înmormântat pentru că probabil că Isai, fiind o situație delicată și fiind vorba despre un militar, se eliberează certificate de deces prin Ministerul de Externe, se face, probabil, bănuiesc, eu nu am aceste date momentan pentru că nu am cum să le am eu în momentul de față. La dumneavoastră figurează viu, domnul Marinescu? Da.
Deci în baza noastră figurează viu, în baza țării, da? În România, domnul Marinescu Ionuț Cătălin figurează viu. Când am aflat de această problemă, pentru că am fost sunată și de către președintele secției de vot, nu știu exact care, pentru că nu, chiar nu am reținut, și am fost sunată și de către domnul Marinescu senior, Dumitru, dacă nu mă înșel, nu vreau să-i greșesc numele. Bun, i-am explicat situația și dânsului și președintele secției, și președintului secției de vot. Dânsul mi-a spus așa, că merge acasă să verifice dacă are certificat de deces al copilului dânsului străin sau românesc, pentru că nu știa sigur. Și a rămas că revine cu telefon în 10 minute pentru a putea stabili ce facem în pasul următor. Nu m-a mai sunat, ci a chemat presa. Nu este problema, este alegerea dânsului. Dar nici măcar dânsul nu m-a lămurit pe mine ce s-a întâmplat, mă înțelegeți? Eu vă pot spune un singur lucru, două secunde. De atunci am verificat în registrele de naștere, pentru că în registrele de naștere se fac mențiuni, pe marginea actului se fac mențiuni, da? Nu există mențiune pentru domnul Marinescu Ionuț Cătălin, ceea ce înseamnă că nu ne-a fost făcută comunicare de către nimeni, nici de către instituții, nici de către familie. Și în aceste condiții, noi nu avem de unde să știm sau nu putem să procedăm la radierea unui cetățean din listele electorale sau din baza țării, pur și simplu, atâta timp cât nu avem o comunicare în acest sens. Este normal. Dar dânsul spunea, tatăl spunea că de luna trecută nu mai are nici buletin, că a expirat și buletinul. Deci, buletinul cui? Al copilului. Deci până acum absolut nicio autoritate nu a sesizat că acest om este mort? Puteau să fie folosite datele lui în vreun fel de altcineva? Atâta timp cât buletinul este în posesia tatălui, nu putea fi folosit de către altcineva decât de către tată, dar nu facem, cum să zic, nu putem să presupunem așa ceva. Mai sunt alte cazuri de militari care au murit în Nu știu, nu am cunoștință. Și nu. Care figurează vii în evidențele noastre? Nu am cunoștință de alte cazuri de acest gen. Nu știu, n-aș putea să afirm în niciun caz că este vina unei instituții și nici măcar a familiei, pentru că probabil nu au cunoștință de legislația în vigoare, durerea și supărarea sunt mult prea mari. Dacă eu voi încerca să iau legătura cu domnul Marinescu de mâine încolo, îl voi invita la mine la instituție pentru a lămuri problema și poate că la momentul respectiv ne vom da seama cui este vina, dar momentan nu vreau să fac nicio afirmație pentru că nu știu toate amănuntele. Tatăl soldatului a spus că de câte ori s-a dus la vot, a sesizat membrii comisiei de votare că fiul său figurează pe liste și că este decedat. A mai sunat vreodată vreo comisie de vot la Direcția pentru Evidența Persoanelor? Nu, nu, nu. Asta mă și întrebam, sinceră să fiu, că, de exemplu, anul acesta am avut încă două rânduri de alegeri. Am avut europarlamentarele și turul întâi și de nu ne-a sunat nimeni. De la europarlamentare dânsul a sesizat, inclusiv la europarlamentare, inclusiv acum două săptămâni la turul întâi. Dar pe mine nu m-a sunat nimeni. Deci acum am fost sunată. Cine trebuia să vă sune? Bănuiesc că președintele secției de vot, dar sesizarea, nu știu dacă a făcut-o în scris, nu se făcea neapărat la secția de vot. Dacă se făcea la secția de vot, trebuia anunțat și bejul. N-aș putea să vă spun multe. Există alte persoane care poate decedează dincolo de granițele țării. Există riscul ca ele să figureze vii dacă Ministerul de Externe nu v-a anunțat că au murit? Dacă sunt persoane fizice, de obicei familia face aceste comunicări și are tot interesul să vină să-și facă, să transcrie certificatul de deces și pentru succesiunile ulterioare și pentru alte situații, pentru ajutor de mormântare sau alte situații. Ministerul de Externe nu face decât în cazul persoanelor da, din America. Dar revenind la militarul care a murit în Afganistan, da. El a fost înmormântat în Craiova. Aici nu s-a comunicat absolut nimic la evidența populației? Cum a putut să nu s-a comunicat absolut nimic, pentru că în momentul în care de la ambasadă li s-a dat acel certificat de deces, chiar dacă era străin, în același moment se eliberează și adeverință de înhumare. Iar mormântarea se face pe baza adeverinței de înhumare. Și ajutorul pentru mormântare? Tot atât. Nu știu să vă spun despre ajutorul de înhumare. De obicei, ajutorul de înhumare se ia de la primăria de domiciliu. Dar poate dânsul nu a solicitat acest ajutor de înhumare. Nu știu, nu am toate datele problemei. Am revenit și acum. Iată, este destul de sensibil acest subiect. Un tată care își găsește pe listele electorale fiul căzut la datorie în Afganistan. Până la această oră, reporterii de la Gazeta de Sud au aflat informații noi în acest caz și s-ar părea că familia soldatului decedat în Afganistan are toate actele de care ar fi fost nevoie pentru ca situația aceasta să nu fie apărut și
persoana decedată să nu fi existat pe listele electorale. Vă propun acum să apăsăm butonul de repede înainte și să ajungem la seara de ieri. La scurt timp după anunțarea primelor exit poll-uri care îl dădeau câștigător pe Klaus Iohannis, craiovenii au ieșit pe străzi pentru a-și arăta susținerea față de acesta, dar, după cum veți vedea, și dezaprobarea față de contracandidatul său, Victor Ponta. Tonul a fost dat de Adrian Mititelu, care în fruntea unui grup de oameni a ieșit în centrul Craiovei pentru a sărbători victoria noului președinte. Acestora li s-au alăturat câteva sute de craioveni care au cântat, au scandat și au mărșăluit pe străzile orașului. Dar să nu mai lungim vorba și să lăsăm imaginile să spună povestea. Daciana, iubirea mea! Daciana, dragostea mea! Vă rog frumos să rămâne pe bune, ne faci de râs în toată țara asta, domnule! Ne faci de râs în toată țara! În toată țara e așa și acum ceva! Vă rog frumos să rămâne! Domnule, sunt o situație, sunt o mare eroare! Suntem singur oraș în România unde îi puiți liniștea la oraș! Vă chiar așa ne facem de râs, să zică lumea că suntem! Suntem cum ne facem de să dăm toți. Dacă nu știi ce am făcut. Ce am făcut? Iohannis! 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 Jos Ponta! Da! Da! Jos Olguța! Ole, 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 ole! Iohannis! Nu mai e! Ole, 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 ole! Victor Ponta, unde e? Ole! Dai, domne, te rog frumos! Hai, domne, lasă-mi pace! Domne, nu mai ești sclav în halul ăsta! Că slăvia ne-a adus aici! Ce am făcut, domne? N-am voie să mă... Da, uitați-vă ce era cu ce asta! Domnul dumneavoastră, nu vreți să amă. Păi uitați-vă ce e la cu. Hai, mă, mișcare! Hai, mă, mișcare! Hai, mișcare, mă, stai bună! Nu, nu, pe film, mă, domnule, că avem casa în parte! Nu, nu, e rușine, bă! Avem casa în parte, bă! E major activitatea biroului electoral. Mergeți, vă rog! Sunteți mei! Ce așa, Florea, asta are zile numărate. La câte abuzuri a fost clavul Olguța. Vă mulțumim pentru ce... N-a fost că... Dictatură la Craiova! Ai mâna pe țară! Vreau să pun voi mâna pe țară! Uite că Dumnezeu n-a vrut! Mergeți, vă rog. Ce? Unde să merg? Nu vreau să merg, arătați-mă! Arestați-mă, domnule! Nu vreau să merg, aici mă bucur! Restricționată! Dar nu ai... Își desfășoară activitatea... Dar unde trebuie să mă duc? Să bucură lumea aici, n-avem voie! Nu zona unde își desfășoară activitatea biroului electoral județean! Oricum pierd o alegere! Așa le-a făcut Victor Ponta, dar mergeți, vă rog! Nu e nicio zonă, că n-ați dat nicio lege, nicio lege, conform căruia să primie atacă, e zonă restricționată. Continuăm să vorbim atât de... De ce? Păi mă, toamă, înveți carte sau ce? Eu te-am întrebat, conform cărei legi, căruia ca continuă. Asta nu-i trebuie peste Constituție. De ce suntem aici acum? Să păziți primăria, dar nu aveți treabă, cum vei pe stradă? Nu-i te rog eu frumos, suntem la 20 de ani, Revoluție, nu te comporta de urât. Ești un dată fire, ce mă rog, te rog eu frumos, nu-i te-a Iohannis! 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 Olguța, nu uita! Craiovanul este a ta! Olguța, nu uita! Craiovanul este a ta! S-a terminat! Ce dracu' chiar așa ne facem de râs în toată țara asta? Nu vedeți că sunt o grămadă de oameni care filmează, care văd în Cluj, în București, în străinătate, peste tot? E dreptul nostru să zâmbim, să suntem liberi să strigăm! E posibil așa ceva? De ce apărați, domnule, că nu mai este Ponta președinte? Și ce faceți dacă ne filmați? Dați ascuns pe filmare? Să avem dreptul ăsta. Înțelegeți odată că nu se mai poate. Uite că lumea, poporul a decis să pune capătul unei dictaturi. Iohannis! 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 Eu vreau să fiu primul arestat de jandarmerie
Democrație! În fine, democrație! Prea liniște cu conul la fel de la... DNA! DNA! Primăria e a ta! DNA! DNA! Primăria e a ta! DNA! DNA! Se schimbă foarte multe, pentru că deja acaparează foarte multe pârghii ale statului, jandarmii manipulează, alte instituții ale statului. Poliția o manipulează, foarte multe organe, foarte multe funcții din poliție sunt la cheremul ei. O parte a parchetelor locale erau deja în vizorul ei. Acum se închide cercul. PSD-ul să fie la guvernare, dar să respecte legea PSD-ul, să nu mai fure, să nu mai facă abuzuri. PSD-ul e un partid corupt și cu oameni care nu respectă legea și care sunt obișnuiți să își facă voile contra prevederilor legii. E o problemă mare cu PSD-ul, pentru că nu s-a reformat nici acum. Și acum, la 10 ani, de când a ieșit Băsescu, în urmă cu 10 ani, avem un același PSD-ul. Ponta este un premier tânăr, un politician, dar are apucături de un politician bătrân, ca în anii 90. Dacă avea un minim de decență, se tot laudă că a plecat de tânăr în Occident și că este că avea 18 ani la revoi, dar n-a avut puterea să dea voie să amâne prelungirea votului în diasporă. Dacă avea un minim bun de bun simț, democrația din trupul lui pe care se laudă că o are, îi spunea: băi, Dragnea, și lăsați-mă dracu în pace. Oamenii ăia se puteți până la ora 24. Nu, asta arată că are apucături de a acapăra puterea sub orice preț și nu ține cont de nimic. Și pentru asta Dumnezeu i-a dat o palmă și i-a spus: stai cu minte că au dat razna. De ce ați ieșit acum aici? De bucurie, pentru că erau... Țara noastră a fost la o răscruce foarte mare. Voi nu realizați chestia asta. Acest grup de bandiți din PSD acapărau statul. Iohannis! 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 Și acum venirea lui Iohannis, credeți că o să revigoreze știința dumneavoastră? Nu! Prin venirea lui Iohannis nu se mai pot acoperi abuzurile și justiția va putea să lucreze independent și fără presiuni, și legea spune clar, CSU nu are cât căuta în competiție. O să vedeți că așa este. La anul se declară va fi în competiție, în Liga a doua. O să vedeți, la anul, la vară. DNA, luptă DNA! DNA, luptă DNA! DNA, luptă DNA! DNA, victorie! 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 Diaspora! Lăsați-i să voteze! Vor să voteze! Lăsați-i să
Cum vă explicați această răsturnare de situație? Eu cred că România s-a trezit. România și-a dat seama că este în pragul unei situații extrem de periculoase. Eu am fost aseară prin centrul Craiovei și m-am simțit ca în 22 decembrie 89, mă iertați că spun acest lucru, dar pentru mine a fost o situație nemai întâlnită să văd polițiști, jandarmi pe centrul Craiovei fără niciun fel de motiv. Și cred că acest lucru a contat foarte mult și i-a adus la vot. Pe de altă parte, tot respectul pentru români că au votat, tot respectul pentru românii din diaspora care au arătat ce înseamnă să respecti munca și să respecti principiul că votul este un drept. În opinia mea, ultimele 4-5 zile de campanie, dar și ziua votului, au trecut mult dincolo de partidele care au susținut cei doi candidați, au trecut mult dincolo de cei doi candidați, a fost o mobilizare pentru democrație. Așa cum au arătat-o toți cei care au ieșit la vot cu mult, peste un milion de voturi în plus față de turul 2, cu mult peste orice rezultat din 1992 încoace, cred, ca prezență la vot, toți acești oameni au demonstrat că atunci când votează, contează. Putem spune că diaspora dă președintele? Nu. Românii dau președintele. Români sunt și cei din diaspora, români și sunt și cei de aici. Numai că pentru ei a fost foarte greu pentru a-și exercita dreptul de a vota și pentru faptul că n-au avut secții de votare, că au fost departe de aceste secții de votare și pentru organizarea, după părerea mea, intenționată din secțiile de votare din afară. Dar respectul trebuie să-l dăm tuturor românilor, pentru că și aici a fost la fel. Oamenii au venit să voteze și să-și aleagă un președinte pe care și-l doresc. Exit poll-urile arată că domnul Klaus Iohannis a câștigat atât în țară cât și, mă rog, foarte net în străinătate, în diaspora. Dar aici este vorba de fiecare român. Indiferent cum a votat, faptul că în această zi și-a făcut timp să se ducă la vot contează foarte mult pentru democrație. Democrația este prin participare. Și numai așa, într-un număr cât mai mare, putem spune că este reprezentată voința tuturor. Demisia! Porta, porta, 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 demisia! Go, Bobby!
Să mă duc, băi, să mă duc, băi, 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 mă duc, băi
Libertate! 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 Vadă copiii voștri azi-l pe domnul. Ce să le spuneți când tot domnul să vin lumea să se miște? Aveți un discris, mă aveți? Dați-ne un ordin scris! Dați-ne un ordin scris! Dați-ne un ordin scris! Aveți ceva să le spuneți? Dați-ne ceva! Vrem la sediu acele! 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 Victoria!
dar florați și rezultate, așa spune lumea. Orta, duta, clăruva nu e a ta! 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 Ați văzut și dumneavoastră, în Craiova a fost aseară o atmosferă de sărbătoare și cu toate că la nivelul municipiului Craiova, Klaus Iohannis a obținut mai puține voturi decât Victor Ponta. Craiovenii care au înfruntat frigul și ploaia de aseară au ținut să își arate susținerea pentru noul președinte, fiind de altfel pe aceeași lungime de undă cu românii care au ieșit pe străzi și în alte orașe mari ale țării. Dragi telespectatori, acesta a fost rezumatul zilei în care s-a desfășurat turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Oana Olaru și vă aștept și data viitoare la subiectul zilei. O seară frumoasă!